început un proiect care s-a circumscris un interes al meu dintotdeauna pentru negru. Negru, Petru Lucaci și o serie de lucrări nu în cărbune, ci cu cărbune, pe care îl valorifică plastic și îl transferă în compoziții ce capătă relief, un aspect și o textură aparte și îți incită vizualul, tactilul și olfactivul deopotrivă. Clar Obscur este proiectul pe care l-a conceput în anii 90 și care explorează calitățile lemnului ars, care și după atâția ani mocnește în mintea artistului, generând arderi creatoare. Am început o cercetare, încercasem să-mi identific o temă pentru un doctorat, o temă de cercetare care să fie în prelungirea preocupărilor mele de atelier și explodarea unei materii negre care era un mijloc neconvențional la ora aia, pentru că, vă spun, era o preocupare cam din anii 90, dar care sigur nu s-a concretizat într-un proiect decât un pic mai târziu. De la cercetare și până la aprofundarea temei și a materiei prime, este un parcurs în care cărbunele a trecut prin toate etapele și procesele de devenire, din obiect în subiect al lucrărilor, ce valorifică negrul și potențialul lui de a amprenta spațiul, fizic și semantic. Mi-am dat seama că este o suprafață interesantă, că lemnul ars are și alte conotații decât urmele lăsate pentru desen și mi s-a părut că e o suprafață ideală care poate să genereze un alt câmp de expresie, pentru că l-am colat pe suprafață, l-am șlefuit, l-am incizat, de acolo rezultă un praf. Și din puțin în puțin am început să fac lucrări autonome numai pe acest tip de limbaj. În viziunea sa, negrul devine o modalitate de redefinire a unei lumi incerte, nedecise, mereu în căutare de ceva și de cineva. Negru are foarte multe conotații și poți să vorbești de negru în literatură, în filozofie, în știință, în foarte multe direcții. Dar la nivelul limbajului era exact ceea ce îmi servea, pentru că eu nu trebuie să caut narativul sau un statement al proiectului doar în partea teoretică și de semnificații filozofice, religioase și de altă natură, ci și înăuntru limbajului. Și atunci am dezvoltat un proiect care se chema Clar Obscur, în care am investigat și zona de tradiția exprimării în pictură și zone alternative. Diptic, clar obscur și material scapes sunt două dimensiuni ce reconstituie spațiul exterior devenit interior prin apropierea și apropierea lui simbolică. Am încercat să finalizez alte proiecte și după ce am epuizat într-o primă fază tema negrului, am trecut la alte proiecte. Am avut un proiect paralel, Corpul, ca proiect cultural contemporan, pe care l-am trecut și prin faza de cărbune și prin această fază am decupat personaje, siluete sau mă rog, și am revenit la această temă care între timp a acumulat alte motivații, alte experiențe, alte preocupări. Aproape 40 de ani de la terminarea cu diploma de merit a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secția Pictură. Două decenii de activitate didactică, câteva zeci de expoziții personale în țară și străinătate și o temă care îl definește și îl particularizează. Aici e seducția artei, că îți spune prin limbajul ei, îți traduce un univers care ar putea să îți creeze, să problematizeze, să-ți creeze stări, să-ți creeze emoții, să-ți pună întrebări, să-ți dea răspunsuri, să nu te lase indiferent.